În 1976, la Roma, pe 19 martie, avea să se nască cel considerat unul dintre cei mai buni fundași centrali din istoria fotbalului. Il più forte di tutti, fotbalistul membru de 4 ori al echipei anului, alcătuită de UEFA, este Alessandro Nesta, simbol al echipei italiene AC Milan, dar și unul din componenții naționale italiene, partener al lui Paolo Maldini sau Fabio Cannavaro în apărarea squadrei azura. La Milan, Nesta vine în 2002 și o bucată de vreme este contemporan cu fotbalistul român Contra. Italianul este purtător al tricoului cu număr considerat norocos pentru el, 13. Înainte de debarcarea la Milan, fotbalistul italian a activat 9 sezoane consecutive la Lazio, începând din 1993. În naționala italiană, Alessandro Nesta a fost prezent de 78 de ori din 1996 până în 2006, iar cea mai strălucitoare performanță obținută alături de coechipierii italieni este câștigarea Cupei Mondiale în 2006. În plan personal, Sandro Nesta se bucură de timpul liber petrecut alături de soția și cei doi copii ai săi, Sofia și Tomaso.